Fetița este din Pătrăuți, face parte dintr-o familie cu 7 copii și urmează cursurile școlii din localitate, în baza unei curricule adaptate. Părinții muncesc pe unde apucă și, în ziua în care s-a petrecut incidentul, erau în pădure la cules de ciuperci. Nu au putut fi anunțați de cele întâmplate. Au aflat detalii de la fetița lor, pe care au găsit-o acasă într-o stare destul de gravă. Accidentul s-a produs la școală, da, nu? La școală, după amiază. Da. În jur de ora 3. Când m-am dus la școală... Fetița înțeleg că i-a pus cineva o piedică, da, și s-a lovit. Da, i-a pus o piedică și i-a lovit în jos. În zona inghinală. Da. Și marți seară am internat-o la ora... Ce s-a întâmplat după ce s-a lovit? Doamna profesoară, doamna învățătoare, doamna directoare... Doamna directoare și doamna profesoară mi-a dus-o acasă. Nici cum nu a sunat la 112, că trebuia să... mi s-a spus că trebuia să suni la 112. Ca să poți să fii primul ajutor, să fii 1-2 și după aceea ne-a anunțat pe noi. Nu mi-o duc acasă, o mai stat copilul acasă încă o oră jumate până și am ajuns noi acasă și până și-o mit salvarea și s-a ducem seara la spital. Înțeleg că dumneavoastră nu erați acasă în momentul în care a ajuns fetița rănită de la școală. Nu eram. Era cineva acasă din familia dumneavoastră? Un copil de-a mine era. Eleva a fost transportată la Spitalul Județean cu o ambulanță solicitată de părinți. A fost operată de urgență în zona genitală, iar în prezent se află internată fiind însoțită de mama ei. S-a dus în cadrul Spitalului Județean Suceava, o pacientă în vârstă de 7 ani, cu o plagă în zona genitală. S-a intervenit chirurgical în urgență, s-a practicat toaleta mecanică și chimica plăcii, sutura acesteia. În prezent, starea pacientei este bună, evoluția este favorabilă, prognosticul este favorabil. În ziua în care s-a produs incidentul, camerele de supraveghere din școală nu au funcționat, pentru că localitatea a rămas fără energie electrică, după cum susțin profesorii. Așa că împrejurările în care s-a produs nenorocirea sunt încă neelucidate. În timp ce tatăl susține că eleva a fost împinsă, colegii ei spun că a căzut singură după ce a alunecat. Primul care a ajuns la victimă a fost profesorul de serviciu. Ce era cu picioarele aici, ținea de bara asta, se juca. Pauză. Probabil că aici o fi alunecat, eu știu. Domnul a venit la școală a doua zi și mi-a spus că a aflat cu nu știu copilul plâns. A venit mama cu fetița plângând, m-am dus la celălalt copil, am întrebat, nici pomeneală. Directoarea nu era în școală atunci când a căzut eleva. A ajuns ulterior și, în loc să sune la 112, a urcat-o pe micuță în mașină și a adus-o acasă, unde a lăsat-o în grija fraților, cel mai mare având 12 ani. Eu eram la o ședință la Consiliul Județean, am fost anunțat de colegii mei de incident și m-am deplasat la școală. Fetița, am încercat să comunic, să aflu ce s-a întâmplat, nu vroia să comunice deloc cu noi, am lăsat-o să se liniștească și am spus, vrei să te ducem acasă? Haide să te ducem acasă. Am luat-o cu doamna învățătoare, împreună cu o colegă, am suit-o în mașină și am plecat acasă. Acasă părinții nu erau de găsit, era un frate mai mare și l-am rugat să deschidă ușa ca să o primească în casă, să o lăsăm în casă. De la dispensar am sunat eu înainte, din oraș, când m-au sunat colegii, am sunat la dispensar și cadrul medical mi-a spus că ei nu se pot deplasa în școală, trebuie să sunăm dar trebuie să fie un părinte care să ducă copilul la spital. Și dacă n-am putut face rost de părinte și copilul spunea că nu vrea să punem mâna deloc, nu ne lăsa să punem mâna, trebuia un părinte să fie cu dânsi. Greu de înțeles, însă școala nu are un regulament intern sau o procedură de intervenție în astfel de cazuri, după cum susține directoarea. Mihaela Grijincu susține că a sunat la dispensarul din sat și a aflat de la o asistentă că doar părinții pot să o însoțească pe elevă la spital, ceea ce este greșit. Și un cadru didactic poate să însoțească victima. Au fost cei de la ISO, au fost activități legate de tema asta, când se lovește un copil, au fost organizate activități de genul ăsta, au fost colegi noștri instruiți. Și ce știu colegii dumneavoastră că trebuie să facă într-o astfel de situație? Exact ce ne-au instruit cei de la ISU. Au fost acțiuni... Exact. Să ducă copilul acasă, să-l lase în grijă unui alt copil de 12 ani? Asta. Conform regulamentului, ar fi trebuit sunat la 112 copilul dus la spital, de unul dintre profesori. Așa ar fi trebuit de făcut. Cum sau fără părinte? Dacă era o urgență, nu mai stăm. Mergem și ducem copilul, deci nu mai, despre ce vorbim, deci în momentul în care se întâmplă ceva, nu mai stau să văd ce se întâmplă. Văd că e copilul bolnav, îl duc la spital. Tatăl elevei a depus o plângere la poliție, îi acuză pe profesor de neglijență și nepăsare. Bărbatul mai are și alte probleme, nu știe cum va plăti spitalizarea soției.